Fero, iubim apa. V-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cine ești tu? Invitata mea de astăzi este Codruța Simina, invitat și scriitor. Bine te-am găsit, Codruța. Mulțumim că ai acceptat invitația. Mulțumesc. De obicei tu pui întrebări, da? Da, chiar la asta mă gândeam, că în general eu fac asta, prezentarea asta pe care o faci tu acum. E bine câteodată să mai treci și de partea cealaltă a baricadei. Pentru că ești un jurnalist cu experiență și poate că nu multă lume știe despre tine că ești și scriitor. Ai deja lansat 2 volume de poezii și pregătești ceva? Da, toți suntem cu bastonul de poet în rucsac. Da, pregătesc, mă rog, pregătesc, este mult spus. Încerc din când în când să mă curăț de limbajul pe care îl folosesc în articolele de presă și să încerc să ies din zona asta prestabilită cumva. Ce a fost prima dată, poezia sau jurnalismul? Oh, Doamne, prima dată au fost cărțile. După care am vrut o lungă perioadă de vreme să devin regizor de teatru și la un moment dat mi-am dat seama că nu o să fac asta și atunci am decis cumva destul de rațional, gândindu-mă ce mi-ar plăcea să fac și în același timp ceva ce aș și putea să fac foarte bine. Și ai ajuns la? Și am ajuns la 35 de ani. Sunt jurnalist de 14 ani. Mulțumesc! Și da, scriu. Și am avut și o mică pauză de jurnalism în care am făcut un soi de consultanță pe comunicare pentru câțiva politicieni. Tu ai făcut parte și din echipa unui fost ministru din Cluj, Aurelia Cristea, da. În vremea când era ministru pentru dialog social. În acel moment ai lăsat ziarul unde scriai. Am lăsat ziarul unde scriam cu câteva luni înainte. Te pregăteai pentru perioada aceasta nu. De interacțiune nu, cu politice? Nu, a fost ceva absolut întâmplător, în sensul în care Aurelia m-a sunat într-o zi și mi-a propus să lucrez cu ea. Și cam asta a fost. Am stat și m-am gândit, era o perioadă în care nu lucram pentru niciun ziar, pentru nicio instituție de presă și m-am gândit că aș putea să încerc să văd în ce măsură mă pricep sau aș putea să o ajut cu ceea ce știam eu atunci. Ce face un fost jurnalist? Zic fost pentru că în momentul acela nu mai scriai. Ce face pentru un politician? Cum ai ajutat-o tu efectiv pe ministru? Un consilier poate să facă foarte multe pentru un politician cu condiția ca politicianul să-l și asculte. Eu am avut o poziție privilegiată, mă rog, privilegiată la felul în care se întâmplă lucrurile astăzi în România. Da, de fapt e o poziție normală. Pentru că, în general, reușeam să ne calibrăm foarte bine și pe ceea ce vreau să comunicăm și pe proiectele pe care Aurelia vrea să le promoveze în politică și la nivel de Cluj. Dar, în general, eu m-am ocupat mai mult de partea de comunicare a ministerului. Care, poate că e ceva ce sună foarte pompos, dar, de fapt,
Întâi am stat câteva săptămâni încercând să înțeleg ce face ministerul ăsta, cu ce se ocupă el de fapt. Pentru că în momentul în care auzi dialog social, cred că toată lumea se gândește la niște oameni care vorbesc. Dar nu e așa. Deci am avut nevoie de o perioadă în care să înțeleg care este rolul acestui minister, ce poate el să facă, în ce zone se poate implica și... Este, cum să spun, Ministerul Delegat pentru Dialog Social atunci, dar cred că și acum este o parte din Ministerul Muncii. Da. Și practic el ar trebui să fie o punte între o punte de comunicare politică între sindicate, patronate, societatea civilă și autoritățile guvernamentale. Reușeau în acea perioadă să fie? Da, eu cred că a reușit și în perioada aceea și în perioada de după în unele mandate de miniștri, dar toată această comunicare este reglementată de câteva legi destul de stricte și care în general sunt bune pe de-o parte pentru că reglementează schimburile de idei și de dorințe și de proiecte, dar în același timp te limitează la acest rol de a asculta, a prelua și a încerca apoi prin diplomație, nu prin altceva, să-ți convingi colegii de partid că trebuie luate anumite măsuri pentru anumite segmente din societate. Tu te-ai înscris în acea perioadă în partid? Nu, eu n-am fost înscrisă niciodată în niciun partid. Nu ți-a condiționat nimeni rolul tău de consilier al unui ministru de o anumită culoare politică? Nu ți-a condiționat nimeni acest rol de a te înscrie? Nu mi-a condiționat nimeni niciodată nimic. E o chestie de alegere personală și nu cred, adică întotdeauna la fiecare loc de muncă pe care l-am avut și în fiecare poziție pe care am avut-o, am avut sentimentul că am exact atâta libertate cât îmi iau eu. N-am așteptat niciodată să-mi dea cineva o doză de libertate. Nu am fost condiționată de absolut nimic în colaborarea cu Aurelia Cristea. Și totuși nu ai rămas până la finalul mandatului de ministru al doamnei Cristea. Ai plecat după un an? Am plecat după mai puțin. După mai puțin. De ce ai plecat? Am plecat pentru că această funcție m-a condiționat în sensul că trebuia să fac naveta între Cluj și București. Aveam acasă în Cluj un copil de... cât avea atunci, 5-6 ani, care își vedea mama o dată pe săptămână, în cel mai bun caz o zi și în cel mai rău caz o dată la câteva săptămâni. Și pentru că mi-am dat seama că nu vreau să prind campania electorală în care Victor Ponta, care era atunci prim-ministru, urma să candideze pentru președinție. De ce nu vrei să prinzi campania electorală? A fost aceeași alegere personală. Am simțit că în momentul acela aș fi devenit mai degrabă o piatră de moară pentru Aurelia decât un ajutor. Cum a fost privită plecarea ta de către Aurelia Cristea, de către echipa cu care ai lucrat atunci? Eu m-am înțeles foarte bine cu toată echipa din București, suntem prieteni și acum. Petre Florin Manole, care este deputat PSD, mi-a fost coleg în cabinetul Aureliei Cristea. Mă întâlnesc cu el de fiecare dată când merg la București. Mai am câțiva foști colegi care au rămas și lucrează în continuare. Bine, ei erau pe partea de administrație, funcționari publici și cu ei mă întâlnesc și vorbim din când în când, iar cu Aurelia am rămas într-o relație absolut în regulă. Adică ea a înțeles foarte bine motivele mele, eu am înțeles foarte bine de ce nu mai putem să continuăm și
Cred că suntem amândouă suficient de cu picioarele pe pământ încât să nu, încât de, o decizia personală să nu fie o... Să nu fie văzută ca o trădare, cum ar veni. A, dar nu cred că s-a pus problema niciodată de asta. Aurelia n-a fost niciodată genul de pesedist a la carte. Nu cred că s-a pus niciodată problema nici cu alți foști colegi de trădare în termenii ăștia. Cum a fost pentru tine perioada aceea în care te-ai împărțit între familie? Adică mă gândesc că lăsai o parte din tine de fiecare dată în aeroportul din Cluj când, când plecai. Cum te-ai descurcat totuși? Un copil de 5 ani are nevoie copil de, de mama lui? Are nevoie de mama lui. Dar a avut norocul extraordinar că are un tată care o iubește foarte mult și are foarte multă grijă de ea. Ce să zic? Povesteam pe Skype. Noroc cu tehnologia. Da, da, da. Dar cred că a fost mult mai greu pentru tatăl ei care a rămas cu ea acasă decât a fost pentru mine perioada aceea. Cred că a fost mai grea pentru el. S-a plâns vreodată tata? De... Nu, spunem. O să rămână așa. Cum, pentru că au trecut ani și deja e o fică aproape adolescentă, are 10 ani, da? Are 10 ani, da. Da, a fost ziua ei. Ce și-a dorit cadou la 10 ani? Și-a dorit cadou la 10 ani un iPhone 6. L-a primit, dar a trebuit să aleagă între iPhone 6 și petrecere cu toți colegii și a ales telefonul. Aș vrea să te întreb, ești o mamă tânără cu un copil aproape adolescent, îți urmăresc postările de pe Facebook și mi se pare, din postările pe care tu le scrii, mi se pare un copil foarte matur pentru vârsta ei, un copil care nu ascultă muzică pentru copii, nu ascultă trupele. Aoleo, da, am trecut de trupele pentru copii, dar da, ascultă trupe care sunt... Rapperi care sunt la modă. Mara este elevă într-o clasă de la școala Ion Bob și are o învățătoare extraordinară, o cheamă Andreea Oros, care m-a invitat de câteva ori să le mai citesc copiilor. Și am constatat că toți sunt așa, toată generația. Sunt niște copii super isteți, și care au o pornire de a se exprima și de a spune lucruri și de a le gândi pe care, nu știu, de pildă generația mea o avea foarte restrâns. Adică noi eram în clasă 2-3 așa. Ei sunt 30. 30 din 30, în momentul în care ai pus o întrebare, toată lumea ridică mâna, toată lumea vrea să spună și întrebări, nu întrebări din manual. În sensul în care, nu știu, i-am întrebat la un moment dat de ce cred ei că e bine să citim. Și ce răspunsuri ți-au dat? Au dat niște răspunsuri foarte interesante pentru vârsta lor, din nou. Cred că este bine să citim pentru că aflăm povești, pentru că ne îmbogățim viața, pentru că învățăm cum să reacționăm în anumite momente. Și unul dintre ei a fost foarte drăguț, a zis că e ca și cum ai mai avea încă o viață. Deci asta vreau să spun. Sunt o întreagă generație așa. Cum obișnuiesc ei să citească? Pentru că ei sunt generația tehnologiei până la urmă. Acum se citește cu ușurință de pe Kindle, de pe tabletă, chiar și de pe telefon. Și sunt aceste gadgeturi care prind teren da. În fața cărților. Cum citesc ei? Fica ta cum citește? Mă gândesc că ei sunt dragostea pentru cărți. Eu am încercat, da, iPhone-ul 6. Îmi spune cuvântul. Eu văd cum citește lecturile suplimentare, de exemplu. A citit Harry Potter și a plăcut foarte mult și a avut o perioadă în care am și acum în cap imaginea ei. Mergeam la cumpărături în Lidl și eu eram în magazin și am așteptat pe margine citind.
Și am avut așa chestia asta. Mândrie de da. Copilul meu care citește. Dar s-a terminat acolo la Harry Potter. Adică, pe de o parte, au o literatură pentru copii contemporană care mi se pare că infantilizează destul de mult. Noi la 10 ani citeam romane. Ei la 10 ani, dacă îi duci la librărie, la raftul pentru copii de 10 ani, găsești cărți de aventuri cu copilași. Adică ce vreau să spun este că literatura asta pentru ei încearcă să-i țină cât mai mult în zona asta. Pe de altă parte, uite, au la școală lecturile suplimentare pe care trebuie să le citească. Și mai există caietele studențești în care se fac rezumatele? Nu. Există fișele pe care se fac discuții despre ce am citit. Dar am observat că, de pildă, dacă sunt cărți scrise acum 50-60 de ani, pentru ei limbajul datează deja. Și devine plictisitor să citești ceva și din 10 în 10 cuvinte să întrebi asta ce înseamnă, asta ce înseamnă. Se plictisesc foarte repede, din păcate, de asta. Nu știu care e soluția. Am încercat, m-am gândit la asta destul de... Dar am avut și surpriza că s-a dus la bibliotecă să-și ia o lectură suplimentară și s-a întors cu romanul Mara al lui Ioan Slavici. Și s-a apucat și undeva pe la jumătate, nu-mi dau seama ce înțelege din el. Adică discutăm din curiozitate. Din curiozitate pentru că numele este numele ei. Da. Și acum discut cu ea despre ce citește, îmi dau seama că înțelege acțiunea, că înțelege personal, nu-mi dau seama cât de mult îi place. Dar asta, dacă a ajuns la jumătatea cărții, probabil că are vreun motiv. Dar nu m-aș fi așteptat ca Ioan Slavici să fie declanșatorul, dar asta este. Tu ce le citești? Sau ce le-ai recomandat copilor de 10 ani, având în vedere că, așa cum spuneai, ești invitată uneori să le citești? Da, am fost invitată anii trecuți și le-am citit, de pildă, Ana Blandiana. Și știu că au citit Apolodorul lui Gelu Naum. N-aș vrea să fac recomandări pentru copiii de 10 ani. Nu știu, nici nu contează foarte tare ce citesc. Important e să aibă răbdare măcar 20 de minute pe zi pentru asta. Dacă ar fi să te uiți puțin în spate, te uiți la fiica ta, că o vezi în fiecare zi, cum e la 10 ani, cum erai tu la 10 ani? Aoleu! Emisiunea se numește Cine da. Ești tu? Mă vrei, nu vrei? Eu la 10 ani eram o fată pistruiată și tocilară, la modul cel mai... Da, și eram tocilară. Și ce nu-ți plăceau, pistrui sau faptul că erai tocilară? Nu mă gândeam la asta. Eram într-o perioadă în care citeam foarte mult, și noi am fost genul de copii cu care părinții n-a trebuit să facă lecții. Eram foarte studioși și antrenați și angrenați în asta. Suntem diferite. De fapt, acum și tu știi, și tu ai un copil. A mea e încă mică. Mă tot uit la posterile tale, dar să facem așteaptă. Este foarte... Și nu știu cum să... Ai o revelație în momentul în care îți dai seama că copilul tău este altcineva decât tine. Complet altcineva. Și atunci ai așa un soi de... Pe de o parte e un fel de înstrăinare și pe de altă parte începi să-l privești cu alți ochi. Ia să vedem ce faci. Suntem foarte diferite. Ea, de pildă, eu am două mâini stângi. Eu dacă trebuie să fac ceva cu mâinile altceva decât să scriu, va ieși un dezastru. Nu. Nu, poți să desenezi ceva pe foaie de hârtie și poate să fie orice, de la cizmă la elefant. Nu mă pricep la... Ea este foarte îndemânatică. Pictează, desenează, face miniaturi. E o întreagă nebunie
cu videoclipuri pe YouTube, cu oameni, oameni în toată firea care fac miniaturi, case în miniatură, grădini în miniatură. Cu câteva zile a făcut mâncare în miniatură. Asta e un nou trend? Asta e un nou trend de distracție a generației tinere? Nu cred că e un trend, că am întrebat-o dacă colegii ei fac și ei la rândul lor chestiile astea. Cred că îi place să-și exploreze posibilitățile corpului. Ceea ce mă bucură. Pe de altă parte, are posibilități de comunicare cu lumea din jurul ei extraordinare pe care noi nu le-am avut la vârsta lor. Și asta se vede. Sunt niște copii foarte comunicativi și care îți pun verde în față. Da. Cât de plăcut e să-ți auzi Depinde. Copilul Depinde. Față, nu știu dacă în termenii ăștia de plăcut, dar este benefic. E foarte sănătos din când în când să zică copilul verde în față. Cum vezi tu România generației copilului tău până la urmă? Nu știu. Trebuie să vezi România în tot contextul geopolitic de acum. Mi-e foarte teamă să nu fie și ei o generație care să prindă vreun război. Nu mi-aș dori asta pentru ei. Pe de altă parte, cred că aceia dintre ei care vor face foarte bine ceva, orice, nu contează ce, și vor putea să-și aleagă orice oraș din lumea asta în care să trăiască și să trăiască foarte bine. Pe tine te-a bătut gândul vreodată să pleci din țară? Nu. Ba da, am început să mă gândesc la asta serios anul trecut. Când mi-am dat seama că lucrez de 14 ani în presă și că în linii mari nu s-a schimbat aproape nimic. Ba chiar cred că asistăm la o deteriorare cumplită a discursului public. Nu cred că e normal să ai în fiecare zi un motiv de distracție legat de ce a zis sau ce a făcut primul ministru care conduce guvernul, care ia deciziile de care depinde cum trăiești tu. Nu cred că e normal. Da, m-am gândit anul trecut. Cred că există și un termen de garanție. Adică poți să vrei să pleci și să pleci din România până la o vârstă. S-ar putea ca eu să fi traversat termenul ăsta de garanție, limita lui. Dar cred că ei, o generația mare și a copiilor care vin după ea, ei cred că au toate șansele astea. Ți-ai încuraja fetița să plece din țară? Sau? Mi-aș încuraja fetița să facă orice consideră că o ajută în viață. Indiferent dacă asta înseamnă să stea lângă mine sau să locuiască la câteva mii de kilometri. Avioanele zboară. Avioanele zboară, încă da. Avioanele zboară și în același timp, știi că ziceam înainte de senzația pe care o ai când îți dai seama că copilul tău e un alt om. Are alți pitici, are alte obișnuințe, are alte nevoi. Cred că ce putem să facem pentru copiii noștri este să învățăm să poate să reacționeze la orice situație din viața lor și în același timp, uite, ceva ce am senzația că pe noi, părinții noștri, nu ne-au învățat și nu pentru că n-au vrut, ci pentru că au trecut prin 50 de ani de comunism care i-au dezvățat de aproape orice. Să încercăm să ne facem viața cât mai agreabilă. Să spunem nu. Să avem răbdare cu noi, să nu luăm totul foarte dramatic,
să nu ne speriem de eșec. Spuneai acum câteva minute ceva ce mi-a plăcut foarte mult, că la fiecare loc de muncă la care ai fost, ți-ai luat doza ta de libertate. Da. Ai fost dintotdeauna așa, încă de la primul loc de muncă? Da. Sau, Da. Am fost dintotdeauna așa, am fost de la grădiniță, așa. Da. Da, și am constatat și în momentul în care mi-am dat seama că nu mă mai potrivesc cu acel loc de muncă. Ai plecat fără regrete. Am plecat fără regrete, da. Da. Asta am făcut. Și cum ai învățat să spui nu? Pentru că uneori să spui nu poate fi destul de greu pentru mulți dintre noi. Cum ai învățat tu să spui nu și cum îi predai, să zic așa, lecția aceasta fiicei tale? Sau poate că ai predat-o deja? Da, ea m-a întrebat. Foarte simpatic. Ei au la școală, ea rămâne și la after school. Și la after school pot să stea în bancă altfel decât stau la orele obișnuite și negociază ei între ei cine stă cu cine în bancă. Și la un moment dat, mergând spre casă, mi-a zis că nu știe ce să facă, că au rugat-o mai multe colege să stea cu ele în bancă și nu poate să stea cu toate. Și atunci trebuie să le refuze pe câteva. Și am zis, ok, refuzele. Păi și cum să zic nu? Nu știu să zic nu. Învață-mă să zic nu. Pe mine n-a trebuit să mă învețe nimeni. Și nici nu cred că am învățat neapărat. Îmi place și mi-este foarte ușor să trăiesc dacă nu trebuie să amestec minciuni în ceea ce cred, în ceea ce spun. Și în general între ceea ce spun și ceea ce fac există o corespondență destul de serioasă. Poți să spui nu în foarte multe feluri, dar în general atunci când îți dai seama că există o limită peste care dacă treci nu vei mai fi tu, nu, ăsta vine foarte ușor. De-a lungul anilor, în cei peste 14 ani de presă pe care i-ai, ți s-au dat subiecte, pentru că se mai întâmplă, să vină redactorul șef sau știu eu, coordonatorul redacției, să-ți spună să faci un anumit subiect și tu să spui nu? Nu. Asta nu s-a întâmplat. Trebuie să mă gândesc că 14 ani e o perioadă lungă. Dar nu țin minte să se fi întâmplat, să vină cineva să-mi spună, scrii despre asta așa. Nici nu cred că ar fi avut cineva curajul să facă asta cu mine. Să nu neapărat scrii despre asta așa, scrii despre asta, dar am avut o perioadă, de pildă, eram, dacă nu mă înșel, la România Liberă, eram reporter pentru ediția de Transilvania, în 2008, la începutul lui 2008, cred, da. Și la un moment dat am fost anunțați de către redacția de la București că toate știrile pe subiecte politice pe care le facem pot să apară în ziar doar cu acceptul celor de la București. Și ca atare, 3 zile n-am scris nimic. Era semnul tău de protest? Da, da, am citit, tocmai a apărut ultimul volum din Harry Potter și eu eram însărcinată, așa că am citit 3 zile și apoi m-am uitat la seriale și într-un final mi-am dat demisia. Strict din cauza... Nu, a fost o chestie combinată, oricum nu mai scriam și nici nu acceptam să lucrez altceva. Adică eu eram angajată pe postul de reporter pe domeniul politic. Și în același timp eram în aproape de luna 8-a cu sarcina și la un moment dat mi-am dat seama că pot foarte bine să mă odihnesc tot timpul ăsta și să nu-mi mai bat capul cu nimic. Da, așa a fost. Care a fost primul tău loc de muncă în presă? Ah,
Primul meu loc de muncă în presă, primul meu loc de muncă adevărat, pentru că înainte am făcut cu o echipă foarte simpatică de foști colegi revista Universității Babeș-Bolyai. Dar primul loc de muncă adevărat în presă pe care l-am avut a fost... Plătit, să zicem. Plătit. Și era plătit foarte bine. A fost la săptămânalul Clujeanu. Unde erai responsabilă de partea politică, da? Unde am fost inițial reporter pe social, după care am avansat foarte repede și mi-a oferit redactorul meu șef de atunci și de acum mi-a oferit să încerc să lucrez pe politic și eu de fapt asta vroiam. Și atunci da, am de atunci, din 2004, practic din toamna lui 2004, lucrez pe politică și administrație. Dar de unde pasiunea ta de a scrie despre politică? A, dar nu era o pasiune. Era o perioadă, în care eram student, abia terminasem anul 3 de facultate, era încă perioada în care se făceau, am fost ultima generație cu 4 ani de facultate și eram câțiva studenți foarte interesați de ce se întâmplă în mediul politic, pentru că toți vroiam să terminăm facultatea și să scriem, să mergem să fim jurnaliști. Nu ne interesa pe niciunul televiziunea, vroiam foarte mult să schimbăm lumea, să mutăm munții și ni se părea că ăsta e punctul din și care poți să faci asta. Nu, eram genul de oameni care preferau cuvintele scrise. Da. Și de aici cred că a venit. Adică plus că era o perioadă, era ultima sută de metri a guvernului Năstase. Și exista o presiune foarte mare pe redacții. Și era așa, aproape ca un gest de frondă. Și gesturile de frondă îmi plac, mi-au plăcut întotdeauna. Sunt foarte sănătoase. Da, și practic atunci am început să lucrez pe politică și administrație. Ți s-a propus vreodată să intri în tagma politicienilor? Nu. Ba da. Cred că am avut așa apropouri și... Dar nu m-a tentat niciodată. Cine? Ce ți-a propus? Adică... Am avut discuții de genul tu ai face foarte bine dacă ai fi într-un partid. Da, cred că majoritatea dintre noi care vor sau cred că știu cum lucrurile se pot face mai bine ar trebui să se înscrie într-un partid. Pentru că altfel de acasă, de pe canapea, nu o să schimbăm nimic. Niciodată. Și asta nu reușesc să înțeleg, de pildă, la proteste de genul strada nu are lider. Cu toată părerea de rău, dacă strada nu are lider, atunci nu o să aibă nici reprezentativitate undeva. Nu m-a tentat pentru că e o chestie foarte complexă. Am putut să văd din interior ce înseamnă un politician care are o imagine publică. Sunt foarte multe... Știi că vorbeam înainte de libertatea pe care ți-o iei? Cred că din responsabilitate pentru cei care te aleg și votează cu tine, îți limitezi niște libertăți. Eu aș prefera să nu o fac. Sunt foarte bine așa cum sunt jurnalist. Deși am senzația că și poziția asta de reporter nu poți să faci meseria asta la nesfârșit, pentru că te uzează foarte mult. Și fizic și psihic. Aoleo, nu vorbim despre partea psihică. Nu vorbim despre partea psihică. Este că fiecare are o oglindă acasă. Da, te uzează foarte mult. Foarte mult. Ți-a părut vreodată rău că ai ales să rămâi atâția ani în presă și să fii parte activă din... Nu mi-a părut niciodată rău. Îmi pare rău din când în când, pentru că meseria, nu e o meserie, mai degrabă o vocație,
îți mănâncă foarte mult timp și cumva îți formatează toată viața. Nu poți să ajungi acasă și să închizi ușa și să nu mai fii jurnalist. Și nici telefonul. Și nici telefonul și, bine, poți să ajungi la un moment dat să-ți permiți luxul de a avea weekendurile libere. Eu am ajuns în punctul ăsta. Este un câștig. După 14 ani am ajuns în punctul ăsta în care am weekendurile libere și lucrez într-o redacție unde pot să fac presă așa cum cred că trebuie și merită făcută. Cred că e un lucru bun. Că mai sunt și astfel de redacții, nu? Sunt multe redacții de genul sunt, acesta. Știi cum? Sunt multe redacții așa și sunt foarte mulți jurnaliști în toată țara care fac meseria asta așa cum trebuie. Din păcate asimilăm jurnalistul cu câțiva domni și câteva doamne care își dau cu părerea la televizor despre orice. Trebuie să povestești postarea ta pe care ai avut-o seriile trecute legat de singura jurnalistă care a îndrăznit să repete la nesfârșit o întrebare și nu a susținut-o nimeni. Cum vezi tu solidaritatea de breaslă în talma jurnaliștilor? Da, nu ne lipsește niciodată un surplus de solidaritate. Depinde de la mediu, la mediu și de la jurnalist, la jurnalist. Țin minte că pe vremuri, de pildă, dacă eram chemați la o conferință de presă și nu începea 10 minute după ora la care era anunțată, băteam la ușă și anunțam, noi plecăm. Cred că, din păcate, noi am lăsat foarte mult de la noi și am lăsat foarte mult din meseria asta să se piardă. Pentru că jurnalist nu înseamnă să scrii după dictare ceea ce îți spune un politician. Înseamnă să și judeci ceea ce spune, înseamnă să încerci, de fapt, să ajungi la adevăr. Și să pui întrebări. Și să te ții de ele. Da, am pățit și eu de câteva ori să rămân așa în offside, singura nebună cu întrebarea. Dar am pățit și să văd colegi cărora politicienii nu vreau să le răspundă la întrebarea pe care au pus-o și să reiau exact aceeași întrebare. Adică se poate. Ai fost solidară cu ei. Da, păi pentru că... Din păcate, poți să reziști în meseria asta și să fii corect individual. Și, din păcate, cu cât mai mulți dintre noi fac un pas în spate, cu atât mai prost va fi pentru toată lumea, de fapt. Pentru că mi-ai spus că îți permiți acum luxul, da, de a avea weekenduri libere. Cum obișnuiești să-ți petreci cele două zile? Aoleo, dorm. Dorm îngrozitor de mult, dar am citit astăzi un studiu care zice că e foarte sănătos să faci asta. Să dormi mult. Să dormi mult în weekend. Și citesc. Dorm, citesc și acum... Mara a crescut suficient încât putem să ne uităm împreună la filme. Și ne facem cât un fel de serie ale fetelor. Da, facem seara și ziua. Seara și ziua fetelor în care ne uităm la filme și jucăm tot felul de jocuri. Și în general avem un grup de prieteni foarte simpatici și ne mutăm dintr-o grădină într-alta în fiecare weekend și cam asta, ocupații care să fie extravagante, în măsura în care cititul nu poate fi considerat așa. Pe blogul tău personal, la prezentare, ai scris că familia voastră netradițională e formată dintr-un adult, un copil și mai multe plante.
Multe plante, da. Multe plante. Cele pe care reușesc să nu le omor. Da. Ce plante aveți în casă? Și cum vă împărțiți cu grija? Pentru cine e responsabil de udat? Mara de... are o plantă carnivoră pe care și-a dorit-o foarte mult. Janet, parcă. Janet, da. Da, noi le punem nume. Și cred că bunicii ei au cumpărat-o. A fost foarte încântată de ea și e o plantă care trebuie îngrijită zilnic, adică trebuie să o uzi tot timpul, are nevoie de multă apă. Și Mara s-a ocupat de ea în prima săptămână, după care a uitat. După care a rămas pe mami? După care a rămas, da, a rămas la mami și mami din când în când își aduce aminte într-o după masă. Nu, am... știi ce mi-am dat seama? Că... Mi-a dat o responsabilitate care îmi normează viața, adică trebuie să fiu acolo și pentru ea, ceea ce e bine. Îți dă niște coordonate. Da, avem pe Janet și avem mulți cactuși. Mulți cactuși. De unde pasiunea pentru cactuși? Ție îți plac sau mare? Nu, nu e o chestie anume. N-au nevoie de multă apă. La un moment dat ne-am trezit, da. Pentru ei nu trebuie să mă stresez. La un moment dat ne-am trezit că avem vreo 3 și Mara a mai cumpărat și la un moment dat am început deja să ne gândim, ar trebui să ne mai luăm un cactus. Deci n-a fost o chestie programată. Pur și simplu. Ne-am acomodat cu ei și încercăm să ne mărim familia de cactuși. Ca să nu se înțeleagă altceva. A, da, nu. Chiar să nu se înțeleagă altceva. Pentru că tot e în perioada aceasta la modă subiectul familiei netradiționale. Cum e pentru tine sau cum simți tu că ești privită, acceptată sau neacceptată în România ca mamă singură? Crezi că sunt, nu știu, bariere pentru mamele singure? A, sunt bariere de timp. Dacă mamele singure ar mai avea încă o zi la zi... Sau măcar fi... 2 ore la sau măcar, zi. Da, măcar 2 ore la fiecare zi ar fi și mai bine. Nu. Cred că mamele singure ar putea fi... Hai să o luăm altfel. Noi avem, de fapt, în România o mare problemă demografică. Noi avem din ce în ce mai puțin copii și riscăm ca, și astea sunt date oficiale, riscăm ca în 2050 să fim într-un vid înfiorător demografic. Problema nu este cum te simți ca mamă singură sau cum simți că ești văzută. Problema este că noi nu avem o strategie de cum să îi facem pe oameni să simtă că vor să facă copii. Să simtă că vor să crească copii. Că sunt în siguranță, că viitorul este, are cât de cât o predictibilitate, că vrei să faci un copil și vrei să-ți întemeiezi o familie pentru că ai toate condițiile care te ajută în sensul ăsta. Problema nu e familia netradițională. Problema este că am făcut din dezbaterea asta un motiv care ne desparte și ne divizează și de cealaltă parte, de fapt, dacă te uiți la măsurile sau la felul în care politicienii și în general administrația gândesc măsurile destinate acestei familii, constați că, de fapt, ele nu prea există. Ce îi spune unei femei care ar vrea un copil, dar nu are curaj, că pentru că nu e căsătorită, poate jobul nu e exact ce și-ar dori, dar timpul tot trece și trece. Cum îi spune că e totuși bine să meargă pe primul gând să aibă un copil? Da, nu știu dacă e bine să dau sfaturi despre asta. Adică, mi se pare că în momentul în care cineva îți cere un sfat, e un soi de joc dublu. Pot să spun că nu este nici îngrozitor de complicat să crești un copil,
dar nu este nici cel mai ușor lucru. Da. Eu sunt un om foarte dezordonat, eram. Dar am descoperit că pot să fiu și ordonată. Am descoperit că dacă eu nu țin minte că avem nevoie de pâine, lapte, hârtie igienică și alte lucruri, nu mai este altcineva care să țină minte asta. Și în același timp câștigi un om extraordinar care te ancorează. Un copil te ancorează și îți dă energie când ai senzația că nu mai ai de unde și bucurie nelimitată și căldură și jucăușenie și wow, este ceva extraordinar. O ultimă întrebare mai am, pentru că au cam trecut cele 45 de minute. Unde te vezi peste 10 ani? Nu. Te vezi tot în presă? Asta e o întrebare complicată. Nu știu unde mă... Mă văd locuind la fel de sănătos în mine și peste 10 ani, dar... și da, teoretic, dacă nu pățim vreo nepățită, da, mă văd tot în presă. Da. Da. Ce să îmi zic, place. Doamne, mai mulți oameni da, din da. Presă care să-și dorească acest lucru, având în vedere că în ultimul timp am ajuns să întâlnesc doar colegi de breaslă care își doresc să fugă din presă. Da, da, din păcate... Și sunt mulți care deja au fugit din presă, da. Dintre colegii noștri de acum câțiva ani. Codruța, mulțumim pentru că ți-ai rupt 45 de minute din timpul tău. Mult succes, mult spor la scris. Mulțumesc. Și ce să zic... Multă răbdare. Da, da. Și pe weekenduri de somn. Și weekenduri de somn. Mulțumesc. Și da. Mulțumim și toate cele bune. Iubim apa.